Hei, salut! Sunt Răzvan Dragoș și filmez această emisiune la cămașă și în pantaloni scurți. Iar dacă mă enervez, îmi iau pe mine și sacoul. Hai să mă enervez! Sper să vă mai puteți uita la mine. Bun, acum că ne-am potolit, ia să jucăm noi alba-neagra cu pantalonii scurți ai ministrului sporturilor. La anumite intervale de timp, țara asta ia foc pe niște non-subiecte. Așa ne-am obișnuit să funcționăm. Non-subiectul este combustibilul care duce țara asta înainte. Sau înapoi? Cred că mai degrabă înapoi. În fine, ne pierdem în detalii. Ultimul non-subiect care a pus pe jar cefele acestei țări sunt pantalonii scurți ai lui Ionuț Stroie, ministrul sporturilor. O țară întreagă s-a oprit în loc pentru că omului ăluia i-a ajuns camera pe pantaloni. Bine, unii zic că ar fi chiloți, dar în universul meu ăia sunt pantaloni scurți atât toată ziua cât și toată noaptea. Hai să vedem cum arată un joc de alba-neagra pe acest subiect. Vreți? Super! Mă bucur că vă băgați la jocuri dubioase. Dintr-o perspectivă conservatoare, probabil că omul ăla trebuia să aibă pantaloni lungi pe el în timpul unei filmări. Zic conservatoare pentru că o bună parte dintre români joacă în echipa conservatorilor. Formațiune în care e nepermis ca un ministru să stea în pantaloni scurți în timp ce vorbește la televizor. E partea aia a societății pentru care eticheta e etichetă, indiferent de context. Îi înțelegem și pe cei care gândesc așa, că oameni suntem. Dar conservatorismul ăsta ne-a dus la un moment dat să respingem un băiat doar pentru că a pozat în chiloți. Îl mai țineți minte, sper, pe Andrei Baciu, care a rămas la stadiul de propunere ca ministru al sănătății pentru că a fost fotomodel. A luat țărișoara foc pentru că a pozat în chiloți și nici măcar nu i-am dat ocazia să demonstreze ce are în cap. Apropo, știți că și Marian Oprișan a fost manechin? Sau Călin Popescu Tăricianu? Dar să revenim la pantalonii scurți ai discordiei. Chiar poate fi condamnat omul că stătea lejer în casă? Dacă aveți impresia că toți cei pe care i-ați văzut dând declarații la TV din izolare erau în pantalon de stofă, sunteți naivi. Ne uităm la pantalonii scurți ai omului sau la ce scoate pe gură? E fascinant cum țara asta, în fundul gol, vorbește despre niște pantaloni scurți. Dar așa e, când ești rupt în fund, îți arde de cancanuri. L-ai văzut bă pe ăla în chiloți la televizor? Țara formelor fără fond. Sau mă rog, fără fund. Țara care aleargă după aparențe, care te judecă după haine, nu după ce ai în cap. O altă discuție este despre flexibilitatea etichetei. Imaginea politicienilor s-a schimbat mult în ultimii ani. Nu mai avem oamenii politici de acum 50 de ani trași la patru ace în orice situație. Noua generație de politicieni e cool. Sunt oameni proaspeți, sunt hipsteri care nu poartă cravată, își suflecă mânecile la cămașă și sunt tatuați. Uitați-vă la un Justin Trudeau sau la un Alexis Tsipras, ce cool se îmbracă. Ideea e că imaginea politicianului rigid e pe cale de dispariție, iar un ministru care dă declarații în pantaloni scurți nu e atât de deplasat ca acum 20 de ani, să zicem. Ionuț Stroie e un tip cool și prin prisma reacției pe care a avut-o după incident. A postat pe Facebook o poză în pantaloni scurți și a scris: duminică dimineață, acasă, ținutele sunt mai sportive,
chiar și atunci când dau interviuri. N-am o problemă că am devenit viral și știu că toți cei care vor sări să critique poartă pantaloni de schi și pantofi în casă. Excelent! Și din cât l-am auzit în declarații, pare un tip capabil. Așa că haideți să nu judecăm după pantalonii scurți, ci după ceea ce face. Vreți? Vă doresc o la revedere scurtă!